Grupul nostru, grupul psaltic Teofilos din Fălticeni, a luat ființă în vara anului 2016 și a fost înființat în cadrul Colegiului Național Nicu Gane, sub egida care a funcționat în primul an al activității sale până în luna iunie anului 2017. Scopul acestui grup psaltic este de a pune în valoare tinerele talente în domeniul muzicii bizantine, de a insufla cât mai multor elevi și tineri dragostea și aprecierea față de muzica bizantină și de a duce mai departe această muzică spre a o face cunoscută cât mai multor oameni. Totodată, activitatea misionară a grupului are scopul de a readuce stilul tradițional hagioritic monahal și cel constantinopolitan, care pune accent pe intervalele scării herisantice, pe ornamentele specifice și de influență orientală și de a combate saltica uniformizată de factorul occidental. În cele ce urmează, veți asculta proparul și conducul Sfântului Ierarhiei Lichierie, F4 Plagal Trifon, născătoare de Dumnezeu, F5 Superior, milofacerea lui Ieromonac Ierotei, icosul întâi din acatistul Sfântului Lichierie, condacul al 13-lea în stil ecfonetic, Aleluia întreit în glasul 4 plagal și condacul acatistului pe larg, glasul 8, după melofacerea lui Ioan Zmeu. Audiție plăcută! No. Oh, God.
Și mare mie.
dreaptă a Sfinților Părinți și într-o îmbunătățită râvnă a chipului celui călugăresc, drept aceea ai crescut lângă izvoarele apelor, bogată roadă duhovnicească aducând. Pentru aceasta, bucurându-ne de nevoințele vieții tale, cu cântări de laude te cistim. La Domnul este mila și multă mântuire la El, și El va izbăvi pe Israel de toate fără de legile Lui. Cunoscându-ți înțelepciunea cugetului și înălțimea viețuirii duhovnicești, poporul cel drept credincios, care este mai mare al păstorilor de măritori din țara Moldovei. Și prin tine, mult pătimitorul Eglicherie, puterea ortodoxiei s-a păstrat în România, împotriva tuturor uneltirilor vrăjmașe, rămânând neclintit pe temelia cea nestricată a dreptei credințe. Și mărturisind lămurit adevărul cel dumnezeiesc, pentru aceasta cu dragoste să fim pomenirea ta, să fim pe Hristos, cel ce minunat a lucrat pentru tine. Sfințitule mărturisitor al dreptei credințe, lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe toate popoarele. Pe cât ai câștigat încrederea și iubirea poporului, prin lumina ce ai nevărsat în sufletul lui, și prin bunătatea cu care l-ai mângâiat în necazuri, pe atât s-au întărătat împotriva ta. Prea fericite, Eglicherie, cei ce pismuiau adevărul dreptei credințe a poporului celui mult încercat, drept aceea, pentru credința cea neclintită și pentru dragostea ta cea din popor, ai fost aruncat în temniță. Bătăi, bajocuri și chinuri de multe feluri ai lăgat, învrednicindu-te de cununa cea nevestejită a mărturisitorilor lui Hristos. Sfințite mărturisitor Eglicherie, că viața ta ți-ai pus ca să dobori tirania papistașilor și grele pătimiri ai suferit de la cenă credincioși. Fericite Eglicherie, prin rugăciunile tale, izbăvește din nevoi și strântorări pe toți cei ce cu dragoste prăzduiesc pomenirea ta.
Sfințitului Episcop Sofronie Suceveanu, în ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Vecherie Mărturisitorul pentru concertul dedicat Sfinției sale, numit Sfântul Vecherie Lauda Moldovei. Preasfințiților episcopi, frați întru Hristos, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiților credincioși, Nicolae Severean, într-un manual de muzică psaltică tipărit în anul 1900, definește muzica în felul următor: arta de a îmbina sunetele într-un mod plăcut auzului, însă această artă, ca oricare alta, are mai multe ramuri, una dintre ele fiind muzica psaltică. Denumirea ei vine evident la psalmi, acele frumoase stihiri pe care împăratul David le-a compus pentru a prea slăvi pe Dumnezeu. De multe ori însă numim acest tip de muzică și muzică bizantină, numele ei venind într-un mod la fel de evident de la Bizanț, de la Imperiul Bizantin, acolo unde timp de mai bine de un mileniu și jumătate, sub insuflarea Duhului Sfânt, părinții înduhovniciți au început să creeze texte și melodii pentru a prea slăvi pe Dumnezeu și pentru a lăuda pe Sfinții Lui. Cu binecuvântare de sus, prin strădanii de multor oameni cu dar de la Dumnezeu, muzica psaltică intră în uzul tuturor bisericilor din România, îmbinând astfel sunetele cu textul, ca rugăciunea să fie deplină, iar sufletele în timpul slujbelor să se poată înălța prin rugăciune spre cer, lângă Dumnezeu. Cu toate că acest tip de cântare folosește o notație mai greoaie, fără portative, ci doar utilizând niște semne ce s-au transformat de-a lungul timpului, tinerii încep a prinde gustul acestui tip de cântare și odată deprinși cu citirea și intonarea glasurilor bisericești, cântarea devine mai lină și mai ușor de executat. Concertul din această seară al Sfântului Psaltic Teofilos, intitulat Sfântul Vecherie Lauda Moldovei, are scopul de a lăuda pe Sfântul căreia noi îi datorăm existența ca biserică, drept slăvitoare și ca mărturisire. El a fost Cel care a semănat sămânța cea bună a dreptei credințe în sufletele noastre, a celor ce L-am cunoscut personal, în sufletele părinților și ale bunicilor noștri. El a suferit pentru credința cea adevărată, a biruit pe vrăjmașii văzuți și nevăzuți și ne-a povățuit pe calea cea care aduce mântuirea. El a semănat, noi culegem roadele. În vreme de liniște deplină, pe toate planurile se cuvine ca prin puține eforturi să încununăm efortul Sfântului. Acești tineri, deși nu L-au cunoscut pe Sfântul Ierarh, au cunoscut puterea Lui și au trăit minunile pe care le face acesta în fiecare zi cu noi. De aceea, cu o gură și cu o inimă, au cântat laude Sfântului și prin aceste laude au adus slavă Lui Dumnezeu, că Cel este minunat într-o Sfinții Săi Dumnezeului Israel. În mod personal, vreau să aduc mulțumiri preasfințiților ierarhi din Grecia și Rusia, întregii delegații elene și ruse, pentru dragostea oferită. Aduc mulțumiri tuturor celor care ați avut dragoste și răbdare în a asculta cântările cele bisericești și rog pe Bunul Dumnezeu ca acești tineri să primească în continuare Harul Divin, să mulțească talentul primit de sus, să cânte cu dragoste slavă Lui Dumnezeu și laude Sfinților cu smerenie și cu inimă curată. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Episcop Sofronie Suceveanu. Și mie personal, în numele acestor tineri deosebiți și cu binecuvântarea Preasfințitului Episcop Sofronie,
pentru că este o stare înălțătoare, duhovnicească, pentru suflarea cea drept slăvitoare, pentru că am primit hrana cea duhovnicească a Sfintei Dumnezeieștii Liturghii în cinstea Sfântului nostru Ierarh Chierii Mărturisitorul. Și iată, având acest dar mare a prezenței preasfințiților mitropoliți Gerontie și Crisostom din Grecia, preasfințitului episcop Ambrozie, preasfințitului arhiereu arhiepiscop Gheorghe din Rusia, preasfințitului Antim și a preasfințiților noștri episcop Teodosie și Dionisie, avem dragostea și cu siguranță și băieții sunt în același sentiment, să-l invităm pe preasfințitul mitropolit Gerontie, care este un salt extraordinar, să ne îndulcească câteva minute cu cântările, cu o cântare frumoasă din, pentru frățiile voastre. Deci,